Doar în campania electorală jucați așa ceva. 3 ani de zile nu existați. Vine campania, hop, cu apa de ploaie. Ați mai făcut una acum. Ați dat în judecată, dar exact când era ziua judecății, ați fost ocupați, ați cerut amânarea și inițiatorii procesului au plecat la Bruxelles la plimbare. Concluzia este așa. Jucați ieftin, manipulați dezastros și încercați permanent să păcăliți brăilenii. Vă cățărați pe nemulțumirea oamenilor, reluând același film prost înainte de orice alegeri, ca pe un copy-paste sortit eșecului și o acțiune demagogică fără o bază legală. Faceți doar circ electoral din 4 în 4 ani din ce în ce mai penibil. Și apoi când trec alegerile, adormiți la loc. La Brăila, consilierii PNL critică taxa pe apa de ploaie, dar ce credeți dumneavoastră că fac primarii PNL din țară, primarii de municipii? Și v-am spus și eu dovezile. Suceava, primar PNL, facturi uriașe pentru apa de ploaie. E și la Iași, cu primar PNL. Și scrie Iisus, ia uitați, surprizele din facturi. Dar la Arad, în vest, o fi diferit? Primar PNL, taxa pe apa de ploaie se aplică și la Arad. Țeapa de ploaie. Ia uitați, cu primar PNL. În presa din Oradea, țeapa de ploaie. Știri de Cluj. E, aici devine mai interesant. Primar PNL. Clujenii furioși că achită apă de ploaie la preț de apă potabilă. Plouă sau nu plouă, depinde ce zice busul.